Bună dimineața! Este ziua mea, astăzi. Fac 50 de ani, 50. Mi-e aproape că nu-mi vine să cred. Este ora 4:20 dimineața și ne pregătim să plecăm. Ia uitați-vă, avem bagajele pregătite. Întârzi un pic mașina care trebuie să vină să ne ia. Dar nimic nu o să poată să-mi strice cheful astăzi. Pentru că, indiferent de ce întâmplări vom trăi, sunt sigură că voi fi împreună cu soțul meu care verifică acum toate amănuntele de dimineață și o să avem o aventură super frumoasă. Am dormit iarăși 4 ore eu, tu câte ori? La mulți ani, iubii! O oră jumate. O oră jumate a dormit. Mereu îi spun înainte să plecăm, mai ales că nu știu de ce, dar toate avioanele astea care te duc către un city break sunt la ore din astea infernale. Știu de ce, pentru că suntem în România, Europa de Est, și suntem la coada clasamentului. Da, nu e o problemă. Mă rog, dar o să iau partea plină a paharului. Exact. Astăzi o să petrec ziua mea 20 de ore, pentru că am dormit 4 dintre ele. Și atunci 20 de ore o să fiu trează, că înainte de 12 sigur nu mă culc. Așa că luăm bagajele și pornim în aventură. La mulți ani mie, mă simt fabulos. La mulți ani. Bine, ne vedem puțin mai târziu. Și gata, am ajuns. A fost chiar bine. Unde am ajuns, mă, când am plecat? Am ajuns în aeroport, adică am prins avionul. E primul pas, bravo. Da. Da. Și oricum a fost o întreagă dezbatere și cu domnul de la Uber care a ajuns foarte târziu. Da, așa arăta aplicația. Bine, mergem să mâncăm un sandwich din ăla de 100 de euro. Nu mâncăm, o luăm la pachet. A, da, mâncăm la 4 stele, Michelin. Da, exact. Ce Paris? La Paris o să ne cătere puțin. La mulți ani, iubire, nu mai contează. La mulți ani, iubire, hai că pornim în aventură. Ba, ne vedem de la Paris. Și da, sunt vitrinele pline și ne luăm celebrul sandwich care costă... Mamă, iubit, nu te mai plânge, gata, asta e. Vezi că ne-au ieftinit ca o... Da? Cu 50 de bani. Ok. Dar ne abținem de la nimic. Nu știu, nu prea îmi place ce au dulce. Eu nu mănânc dulce la și ora asta. Și oricum mergem la Paris, dacă nici acolo nu mâncăm dulce, atunci unde? Croissant, exact. Acum 15 ani sau 16 ani, nici nu mai știu, eram și eu fumătoare și mă înghesuiam în ea. Uitați-vă cum sunt tixiți aici la fumat. Incredibil! Vă dați seama cum ies de acolo? Și totdeauna m-am întrebat, după ce m-am lăsat de fumat, de ce? Uite că așa se poate.